Haideți să ne îndreptăm spre redacția de jocuri și concursuri de la Neața. Da, doamnelor și domnilor, astăzi s-a hotărât că distanțarea impusă de noile normative ar trebui respectată chiar și în platourile de televiziune. Ați văzut distanța față de invitați, distanța între noi este una considerabilă, 3 metri exact cum ni s-a specificat. Drept pentru care s-a hotărât a se realiza un concurs ce implică găteală. Găteala prevede, nu-i așa, ingrediente atent alese de colegii noștri, două echipe, echipa mea și echipa colegului Dani. Susținătorul din umbră al acestei inițiative, Cătălin Oprișan, membru pe viață, membru juriului pe viață. Premiile ce vin de la Aloshop și despre care Ramona știe mult mai multe și au legătură cu această perioadă de izolare și distanțarea față de ingrediente, ce se realizează prin, dragul meu, te rog să te apropii, prin aceste brațe, arme de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Trebuie să ne alegem fiecare dintre noi în funcție de ce ingrediente avem pe masă, nu sunt la fel. Asta câte o armă. Asta o iau eu. O singură armă, ca la duel. Și dă-mi-o și pe aia. Nu torceți cu spatele așa. Păi și eu cu ce pun? Iau lingura mare eu. Nu vă grăbiți, adică să vă iasă bună. Și lingura... Răzvan va găti sub presiune. Bună dimineața! Nu avem încă telefonul, Răzvane, ce te-ai gândit să le faci? Problema este, deci am o dreaptă și o stângă, doar că sunt montate cumva... Da, eu am așa, n-am foarte multe opțiuni, sunt ingrediente total diferite față de ale tale, am niște clătite, am borcane de gem... Și dulceață, da, ciocolată, am, frișcă... Pătrunjel, carne de... și carne de... Așa. Cred că asta e pui, asta e porc, nu știu... Ar trebui să știe... Cerbi, de scuze, ai putea să schimbi armele? Aici, de ce? Ca să iei mai mult gem să pui, că cu aia nu cred că ai cum și mă încurcă pe mine da, la... Da, și cum iau mă încurcă clătita, la jurizat. Mă gândesc, nu știu. Hai să mergem și la mine, mulțumim. Da, se vede clar că eu am toate materialele pentru un hamburger corect executat, dar l-am și pe Lucian pe fir, care a decis să mă ajute pe mine. Bună dimineața, Lucian! Bună dimineața! Salut, de unde ești? Din Sibiu. Salut! Ce făceai, de la ce te-am întrerupt? S-a trezit copila și ne pregăteam cumva de ieșit un pic pe afară. Tare, cât are copila? 4 ani și 3 luni. Păi ce mai la vârsta asta îi dai un milion, se ducă în oraș singură. Lucian, am mare rugăminte să-mi spui o ordine a ingredientelor astfel încât să ne iasă de adevăratelea un burger de distanțare. Puberul îți arată ce avem pe masă, tu spune-mi ce vrei să punem în hamburger. Nu mai puțin, că avem un delay. Avem, nu e problemă. Păi începem cu chiflele, sosul. Chifle, sos, bun. Da, așa, cărniță, că trebuie. Așa, vrei cu ceapă sau fără ceapă? Cu ceapă. Așa, că mi-e ușor să o pun. Și unii fac cu castraveție murație burgerul, facem noi la restaurant, îi vrei? Nu. Fără. Mulțumesc. Bun, noi o să te lăsăm pe fir. Dacă vrei să mă mai îndrumi în timp, e treaba ta. Cert este că mie trebuie să-mi iasă în câteva zeci de secunde un burger. Sper că e tăiată chifla. Între timp se pregătește și ajutorul lui Răzvan. 3, 2, 1, start. Uită-te acolo, Oprișene, că trebuie să dai o notă la final. Bun. Luăm niște... A zis sos. Păi aici... Stremură mâna, mă, Dani, ce... Îmi cer scuze. Te văd eu cum stu... Mă, lăsă! Bă... Inima, bă, băiatule! Cătălin, nu facem risipă? Nu facem, și mie da, cu cea mai mare plăcere! Păi nu știu cine a venit cu ideea asta. Vreau să mai pun niște maglavaizi în ăsta, care nici nu știu ce e exact, dar îmi place cum sună. Da. Să te și ajută să... Pune acolo, dă o mână de ajutor. Foarte bine. Așa, pune ce și mai vrei? Pune și roșu, te rog. Pune și roșu. Așa. Foarte bravo. Ia uite, bă, băiat. Bun, hai să mai luăm și niște maglavaiz de ăsta. Roșu. Bă, du-te de aici, că trebuie să... Păi și cartofi nu pui? Nu pui cartofi? Cartofi în hamburger? Oh. Stați cu minte! Dar ce pui? Ceapă? Ce-i șaorma? A zis Lucian de la Sibiu să punem și ceapă. Bun, pe lângă. Un pic de... Ai! Așa, să punem... Oh! Niște chiper.
Cu bere, ești foarte bun. Bravo. Mă filmezi atât de bine încât pare că... Ce am mai uitat ceva? Plating-ul. Așa. Mai trebuie ceva? Castravețea, înscrie, punem lângă. Nu știu, sare e pus. Cum să pui, mă, cartofi în hamburger? Păi pune-i lângă, mă. Cartofii pun lângă, pentru plating. Dă-mi și mie o mână. Ce trebuie? Stau mână de ajutor. Păi ți-ai ales, bă, instrumentele, mă. Are voie un joker. Păi și ce? Un joker are voie. Păi o mână de cartofi. Da, e spălată, e spălată. Acum, da, ia-o pe asta cu mânușa, îmi cer scuze. Ia-o pe asta, că nu e voie cu aia. Ia-o pe asta. O mână de cartofi. Băi, e greu cu distanța asta. Ai mânuțele scurte, Dănuț. Da. Așa. Un praf de sare, dacă mai ai timp. Bineînțeles că avem timp. Un praf, nu mult. A căzut doar pe 2 de 3, dar ok, mai... Și în 20 de secunde, Cătălin, va fi gata... Da. Bă, da. Al naibii, dar nu vor castraveți ăștia deloc. E bulgărești? Așa. Să se puncteze tot, impresia artistică. Da, tot, da, guste, mistocle, popa, mai țin. Eu zic, arată hamburger. Bun. Va ajunge pe masa jurului imediat. Să facem curățenie. Bine că a plecat domnul Angel de la NPC. Trebuie să iasă. Că organoleptic, nu știu ce ai. Hai să vedem ce iese. Răzvan are două opțiuni. El are și, are și clătite pentru desert, dar are și cărniță pentru nu știu ce, pentru o salată, bănesc. Dar asta ce, bolul ăsta pentru ce ar trebui să fie? Păi ce salată, mă, pentru ai, aici să fac supa, acolo. Nu? Aici să fac supa. A, supă? Am și eu un telespectator care mă ajută, este în legătură directă cu noi. Alo, bună dimineața, Elena. Bună dimineața, bună dimineața. Să rămână, Elena. Unde am nimerit? În Pitești. În? Pitești. În Pitești. Am așa, ciorbă, zeama, mă rog, cărniță de pui, cărniță de vită, niște pătrunjel, niște ardei iute, da. Și la desert am clătite cu, cu gem. Ordinea e că am mai puține ingrediente, deci vrei să pun pui sau vrei să pun porc? Pui, pui, pui. Cu pui. Am înțeles. Începem cu zeama sau începem cu carnea întâi? Începem cu zeama. Am înțeles. Ce bucătarul-i crăcănaț? Am făcut baza mai mare ca să am stabilitate. Să luăm și un am pic înțeles, de... Urmăriți ciorba în șpagat, așa se știe cheamă, la restaurantul nostru, ciorba în șpagat. Spagat supe. Bun, ajungem, mă, ajungem cu aia de zeama asta să... Păi cât ce se la spital, mă, pune cărniță. Pune ce? Carne, lasă zeama, băi, Răzvane. Hai, mă, puțin. Doamna Elena, ajutați-l și cu ce trebuie. Cu... Păi tu te dai și tu cu supa. Lasă că ajut eu la supă, că mie îmi place supa asta. Aia e, aia e, da, da, da. Ia uite ce te pricep cu polonicul, domn Răzvan. Mai pe sărăcie. Dar cine pune bucățele de-asta în supă? Da, păi nu știu, că așa mi-au dat ingredientele. Și cu polonicul, bagă o furculiță în ele. De unde i-a apărut? De la Drajna. Ce să pun un pic de... Puțin, nu mult. Ustură. Lasă, că nu e bun. Cum, mă, câte? Pe un pic. Hai, să 4, se simtă. Hai, 4, 3, 4, ușor. Hai, concentrează-te și pe clătite, că nu mai prinde. Așa? Și un pic de verdeanță. Mai puțin. Lasă. Bă, las că ești mai bine decât mulți. Gata, am făcut și plating, ia uite. Gata, supii. Bagă un pic aici, în asta, acum. Bă, acum aia. Dă vișine, că n-am mai mâncat anul ăsta. Doamne, pui pătrunjelul peste clătitele alea. Ajută-mă și tu dacă ia și ce să-l ajut. Din asta și nu l-ajut deloc, lasă că perfect. Se descurcă. Ia uite, ia uite ce bine se descurcă. A căzut de macara, așa. Dar schimbă polonicul cu ceva, n-ai cu ceva, că simt clătita cu... Uite, o paletuță. Uite, ia paletuța asta. Ia paletă, că e de băiat. Da. Foarte bine. Pune te descurci. Pune de vișine un pic. Până aici. Să și să nu pui multă ciocolată, că face rău. Ce faci, măi, om? Ține cu... Ține cu una și ea cu alta. Doamne, să nu-l scap, că mai bine curge sânge. Nu, dar chiar nu poți să ții un borcan? Lasă-l să concentreze. Poate îmi dai un cot în gură, sau ce e ăsta, umăr? Auzi? Da. Am și eu de mutat niște mobilă, să-mi dai o mână de ajutor. Asta o să facem. Un cod de ajutor. Ai luat mânuța aia mică, aveai mai bună coordonare. Așa. Deci o fac de la... Am luat mâna mică la final, nu te... Da. Te pierzi. Details. Așa. Așa. Și eu vreau și cu o frișcă, nu? A zis că vreau cu frișcă, dacă nu vreau acum eu. Acum frișcă. Hai. Așa. Hai să vedem cum le rulezi. Uite, mă, că nu e fraier, ăsta chiar a gătit în pandemie. Da, a făcut clătite de-astea grase. Uite, măi, lasă-l. Este o clătită tip burlan.
Foarte bine. Și ultima, Răzvan, să vă duc ce să faci. Am și de căpșună. Tot, ai, nu mai stricați. Uite aici, mai de fructe de pădure. Nu mai stricați toate borcanele, vă rog eu. Dar cu ce au băgat lingura? Ce mai face lingura? Tu știi unde a fost lingura aia în pandemie? De. Ia loc la masă acum că vine, vine toată lumea. Aoleu, ușor. Doamne, o să-ți sară un gemul. Asta face izolarea din noi. Ni s-a zis să lucrăm la distanță. La distanță lucrăm. Iată. Eu am să-mi duc burgerul la juriu. Scuza-mă. Păi nu așa, du-l cu mânuțele. Da? Stai toată șmecherie. Și Răzvan își va duce. Hai. Ramon, ajută-l, te rog, pe Răzvan, că își varsă ciorba pe pie. Nu! Nu, nu face, nu! Pe asta e toată ideea. No, aoleu, nu vreau. Hai, doamne. Cum ar fi să cadă și să sare părochea mea acum tot? Așa trebuia să fie. Bravo, bravo. Așa. Iată, vreau a se... Bă! Ușor. Doamne, Dumnezeule mare. Service! Am văzut la... E poate un pic... Ne, stai, nu m-a put, nu fa asta. Ținem, ștergem și băi, mie. Cătălin, adum de la vlăduță un ăsta. Nu se șterge la final, Răzvan, că nu mai puțin că nu lucrurile, bă, se punctează tot serviciul. Aspect tehnic. Deci, da mie. Aveți aici o ciorbă de pui cu gust de văcuță și cu carne de porc, că n-am avut altceva. Iartă la foc mic și cu multă dragoste imediat. La noi la unitate. Servisul e... Nu, Păstorel Teodoreanu zicea nu duce în gura la mâncare, ci mâncarea la gură. Mi-e rău. Bun. Cu sare mai trebuia, dar e de și cu cărniță. Haide să vedem. Întrebarea, Cătălin, nu știm unde a fost extraordinar. Bun, unde vrei să meargă premiul de la Ramona? Mulțumesc, Răzvan. Nu, haide, nu te... Unde ai vrea să meargă premiul? La Lucia la Sibiu sau la Elena? Nu, băi, Răzvan. Am șters-o. Din Pitești. Uite-te și tu ce este acolo. Uite-te ce bine arată și cu ce puțin. Deci. Bun, haide să luăm decizia. Mai avem 20 de secunde. Plus că ți-a picat și pe... Spune-ți, domnule, cine a câștigat? Juriu... S-a ales pentru deliberare. Uitați. Cu iubicuță. O să depunem contestațiile imediat după o scurtă pauză. Mulțumim, Cătălin Oprișan. Nu este adevărat. Nu este adevărat. S-a văzut clar că eu am câștigat. Nu pot să deliberez, sunt amăgarul ăla lui francezul ăla. După o scurtă pauză vom delibera și cu ajutorul lui Vlăduț. Pauză, ne întoarcem la nea.